Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din The Last of Us Remastered. Bun, haideți să continuăm să vedem ce reușim să facem în acest episod. Bun, o să avem ceva probleme pe aici, dar sper să ne descurcăm. Trebuie să avem grijă să nu călcăm în acele farfurii, pentru că o să facem zgomot și o să ne audă David. Trebuie să ies, da. Ia să vedem. Da, uite, vezi, a venit el aici. Știam eu. Partea asta mi-o amintesc de acum 6 ani, de când am jucat eu pe PS3 jocul. Trebuie să ne luptăm cu el, știi, să-l luăm așa pe silent, pentru că nu avem arme. Asta și-a dat seama că nimeni n-avea cum să fie atât de mult, știi, să fii mușcat și să nu te infectezi. Vezi, trebuie să-l luăm așa frumos pe silent. Aoleu. Trebuie să avem mare, mare grijă. Taci-mă din gură. Unde ești, mă? Unde ești, mă? What the fuck, nu mai văd. Băi, nu-l mai văd să-mi bag cer, nu știu unde. Uite-l, băgăia sărmănas. M-a văzut. What? Cu, încet. Calm. Trebuie să nu mă prindă, știi, gen, dacă mă prinde, gata, pa. Dar și care e treaba că și el stă ascuns, să-l vezi? L-am văzut. Uite-l. Dar cum m-ai văzut, mă? Aoleu! Mamă, ce m-a dat. Wow, m-a luat. Ok, e bine că mă dă de aici, știi? Acum știu ce am de făcut. Dar e mai greu acum. Acum stă și el, știi? Pitit. Gen când te vede și l-ai auzit, trebuie să fugi. Uite-l. Uite-l. Fii atent că l-am luat. Ia-o pe asta. Wow. Cred că acum intervine Joel în poveste. Da. Se aude clopotul.
Acum trebuie să avem grijă noi la ăia, știi, că sunt inamici pe aici. Trebuie să eliminăm. O să mă vadă ăla. Hai că e prostănac, nu mă vede. Da, mă, te aud. Ce-ai făcut, mă? Ah, uite-l, fratele meu, ești nebun. Mamă, da, i-am dat-o. Ce-ai făcut, mă? Mamă, sunt mulți, frate. Băi, stai cu minte, da? Taci, mă, și mori. Fii atent că mai era unul. Hai de-l naibii. Wow, uite-l. Wow, unde ești, mă? Deci m-a văzut unul, că a zis. Hai să-l prindem. A, uite-l. A, ce-am ratat-o. Bă, dar tu nu mă vezi? You are fucking stupid, motherfucker. Deci toporul mai pot folosi o singură dată, atât. Ah, ia uite, mă, ce noroc pe mine. Am făcut rost de alt topor. Bă, ce norocos sunt. Trebuie neapărat să mă duc să o salvez pe Ellie. What? Cum pui mai mult de erai fix aici? Cum s-a făcut, dar ai fost fix aici tu? Ia că e unul sus? Nu, nu e. Mam, a fost nevoie de 3 săgeți ca să-l dobor pe ăla. Da, gen 2 le-am dat pe lângă. Oleu, încă 2. Mam, să vezi ce le fac la ăștia, fii atent. Die, you motherfucker! Să vedem, poate mă găsi și eu ceva pe aici, hă? Nimic? Wow, uite rucsacul lui Eli. What the fuck? Oh, Christ. I gotta find her. I gotta find her. Stai liniștit că e bine. E bine, Eli e bine. Până acum s-a descurcat de minune. Wow. Eli. Acolo e Eli. Vezi, ți-ai dat seama.
Wow, trebuie să mă duc să iau maceta. Wow. I knew you had a heart. You know it's okay to give up. Știi, e în regulă să renunți. Nu e nicio rușine. Stai liniștit-mă că Eli nu renunță niciodată. Mai ales în fața ta. Presupun că nu e stilul tău. Poți să încep să implori. Du-te, naivii. Crezi că mă cunoști? Hai să spun ceva. N-ai idee despre ce capabil sunt eu. Ma! De asta ești capabil, mă? Ia-o pe asta. Sunt eu. Mamă, ești nebun ce i-a făcut Eli-ul ăla, frate. A vrut să mă omoare. E în regulă. Mamă, dar i-a făcut-o lui David ăsta, Eli. L-a făcut praf. I-a făcut căpățâna terci. Eli! Eli! Să vedem, noi primăvara acum. Did you hear me? No. What? Look. Hospital. Uite, spitalul. Bun. Uite spitalul acolo. Feel that breeze, huh? I tell you, on a day like this, I just sit on my porch, pick away my sixth string. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. Yeah, I reckon you'd really like that. What do you say, huh? Bă, ce-mi place că s-au reîntâlnit. Și Joel e în regulă. Și Eli la fel. Wow, fii atent, uite câte chestii pe aici. Wow. De ce asta e să mă mai uit eu pe aici, că nu se știe. Uite, vezi, putem să craftăm viață pentru că am nevoie. Aici avem doar 30 la pastiluțe, deci n-am ce să iau. Am visat că zburam aseară. Ah, gen, scuze, gen, i-am spunea și eu trebuia să dau pe piramidă, știi, ca să... vorbească cu ea. Scuze. Ceva pe aici? Fii atent că e ceva acolo. Nu era nimic. Era o lumină. Look at that. Another city. Another abandoned quarantine zone. Ia uite, un alt oraș, o altă zonă de carantină abandonată. There's that hospital the Firefly mentioned. Come on, kiddo. Bun, ăla e spitalul. Acolo trebuie să ajungem noi. Acolo ar trebui să fie ăștia de la Fireflies.
Maybe we cut through here, huh? Mamă, ce miște aici. Găsești ceva pe aici. Să vedem pe aici, trebuie să se urce Eli ca să-mi dea scara. Here we go. Eli? Eli? Ce s-a întâmplat ceva? Eli? What? The ladder. Ea e supărată, cred că e puțin traumatizată de chestia cu ăla, știi, cu David, că l-a omorât așa, uah. Nebunise acolo ea. I-a dat vreo 5 macete, poate mai mult. I-a dat încăpățână, l-a făcut varză. Se enervase rău. Și la vârsta ei e cam o traumă chestia asta. Să sperăm că o să își revină. Foarte bine, Eli. Wow, ce s-a auzit? O, la naiba. Ce se întâmplă? Ellie! Ce naiba se întâmplă, mă, frate? Trebuie să vezi asta. Ce este? Ce naiba? Băi, ești nebun, girafe. Băi, era o girafă aia. Come on, hurry up. Whoa. Nu speria. Ce mișto. So fucking cool. Foarte tare. Where's it off to? Here, come on. Let's go. Slow down, kiddo. Wow, sunt mai multe. Sunt 3. Da, oricum ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.